Probabil majoritatea nu știu sau nu-și imaginează, dar o să fie primul sărut care îl dau de când ne cunoaștem. Am postat acest clip nu ca să vă arăt că am o soție foarte frumoasă, pentru că o am, ci ca să fiu de ajutor unora dintre dumneavoastră care sunteți deja într-o relație sau doriți să intrați într-o relație. După cum am spus în acest clip, acela a fost primul sărut pe care i l-am dat soției mele. Este evident, nu a fost nimic impresionant, amândoi ne-am rușinat cumva. Dar vreau să fiu de ajutor unora dintre dumneavoastră. De ce am luat această decizie? Ca să nu îmi sărut soția până în ziua nunții. Pot fi aduse foarte multe argumente, unele dintre ele legitime, altele nu chiar legitime, altele având în vedere doar consecințele grave și așa mai departe. Unii poate să spună, păi din pricină că am trăit în lume, am trăit ca lumea, am curvit și așa mai departe, mai bine să nu, pentru că există posibilitatea să curvesc. Nu este așa. Poate n-ai trăit în lume, poate n-ai curvit înainte și totuși poți să o faci. Deci nu este un argument să spui, pentru că eu sunt înclinat la acest păcat, mai bine să nu fac lucrul acesta. Vreau să vă spun. Eu nu am păstrat doar sărutul pentru ziua căsniciei și după, ci multe alte lucruri, precum îmbrățișări, precum atingeri și alte lucruri de genul. Nu vreau să par a fi un legalist care n-a atins degetul soției sau viitoarei lui soții, pentru că da, am ținut-o de mână, dar nu mai mult de atât. Și da, o singură dată, când soția mea a dat permisul și eram încă înainte să ne căsătorim, i-am dat o scurtă îmbrățișare, eram chiar în public, pentru că m-am bucurat că a luat permisul. Dar doar atât. Din ce cauză? Pentru că, după cum vreau să vă arăt, în scurt timp, așa ne spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Așa ne călăuzește, așa ne vorbește Dumnezeu în cuvântul Lui să ne comportăm. Așadar, nu contează contextul din care vii. Nu contează că ai fost un curvar, că ești foarte înclinat spre acest păcat sau că nu ești deloc. Îți este de mare folos să asculți sfaturile pe care Dumnezeu ți le dă în cuvântul Lui. Și repet, nu este vorba doar despre sărut. Nu este vorba doar despre sărut, ci despre atingeri și îmbrățișări și alte lucruri de genul. Vreau să vă dau un exemplu din cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegeți că acest tip de desfătări se găsește în contextul căsniciei. În Cântarea Cântărilor spune să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul. Acesta este al doilea verset. Și dacă citiți această carte, Cântarea Cântărilor, o colecție de poezii, am putea spune, se desfășoară în contextul a doi oameni, un bărbat și o femeie, care sunt căsătoriți. Veți vedea menționat de mai multe ori soro-mireasă. Așadar, tot ceea ce se petrece aici, se petrece în contextul a două persoane care se iubesc. Așadar, aceste sărutări care sunt mai bune decât vinul, aceste dezmierdări, această bucurie, zice, vom lăuda dezmierdările tale, sau, după cum spune în capitolul 2, să mă îmbrățișeze cu dreapta lui.
sau să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Lucru care se repetă în capitolul 8. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Acestea se petrec în contextul a două persoane care sunt căsătorite, un bărbat și o femeie. Aceste sărutări, aceste dezmierdări, aceste atingeri, în contextul a două persoane care sunt căsătorite. Este evident, cei din lume își bat joc de asemenea lucruri. Dar eu vorbesc aici pentru cei credincioși. Tu, care ești credincios, poate n-ai fost învățat și n-ai auzit aceste lucruri. Cercetează cartea Cântarea Cântărilor. Și vei vedea că este vorba despre două persoane care, da, se iubesc. Dar este vorba despre două persoane care sunt deja căsătorite. Care au luat această hotărâre unul față de celălalt. Ei deja și-au zis da pentru totdeauna. După felul în care se căsătoreau oamenii atunci. Eu, nu că mă tem, știu sigur că este așa. Mulți credincioși au încercat foarte multe din aceste lucruri, dacă nu au ajuns chiar la relațiile sexuale, și mulți credincioși, chiar credincioși, au ajuns să aibă relații sexuale înainte de căsnicie, dar au ajuns să aibă relații sexuale înainte de căsnicie, pentru că au apăsat pe trăgaci cu aceste celelalte lucruri. Ce lipici în dezmierdările tale, soră mireasă? Dezmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și miresmele tale sunt mai plăcute decât toate mirosnele. Nu treziți dragostea până când nu vine ea. Aceia care practicați aceste lucruri pentru binele vostru. Pentru binele vostru. Nu treziți lucruri care nu trebuiesc să fie trezite înainte. Timpul în care vă cunoașteți, nu trebuie să cunoașteți aceste lucruri. Aceste lucruri sunt lăsate de Dumnezeu pentru după aceea. Cunoaște despre respectivul băiat ce crede. Cunoaște despre respectivul băiat dacă este un om responsabil, cât de credincios este. Sau cunoaște despre respectiva fată ce anume crede. Eu cu soția mea, încă din prima zi, pentru că ea venea dintr-un context penticostal, ea credea cele mai multe învățături penticostale, vorbire în alte limbi și așa mai departe. Am vorbit cu ea încă din prima zi despre vorbire în alte limbi, prorocia și alte lucruri. Încă din prima seară. Aveți foarte multe lucruri despre care să vorbiți, să cercetați. Cercetați aceste lucruri. Celelalte vor veni. Vor veni fără îndoială. Vreau să vă spun lucrul acesta. Dacă tu întâlnești un băiat sau dacă tu întâlnești o fată care din prima sau a doua seară deja există apropiere, există deja îmbrățișări, deja există sărutări, poate vă gândiți, vai ce mult ne iubim noi. Nu. Aceasta este doar o dovadă că sunteți înclinați amândoi spre curvie. Aceasta este doar o dovadă că inima voastră nu este bine. Încă un lucru. Dacă întâlnești un băiat care din prima seară vă sărutați, crezi că încă în contextul celor care spun că sunt credincioși, crezi că băiatul acela este prima dată când face lucrul acesta cu o fată? Sau dacă tu întâlnești bărbat credincios, dacă întâlnești o fată care încă din prima seară vrea să te sărute,
Crezi că este prima oară când ea face lucrul acesta? Este o problemă de inimă. Nu spun că sunt necredincioși cei care fac lucrul acesta. Poate să fie cazul? Fără îndoială. Probabil al celor mai mulți dintre ei, nu știu. Nu este o probă definitivă că cineva este necredincios. Este imatur? Fără îndoială. Dar ce demonstrează lucrul acesta? Că inima ta nu este bine. Nu este vorba de circumstanțe, este vorba despre faptul că inima ta nu este bine. Pentru că această înclinație, această atitudine, după cum ne arată Scriptura în Proverbe 7, această inimă este inima unui necredincios. Dacă citiți Proverbe, capitolul 7, vorbește despre un băiat fără minte, care trecea pe o uliță, seara, era noaptea și zice că i-a alergat înainte o femeie. Era îmbrăcată ca o curvă. Deci există îmbrăcăminte care să te facă să asemeni cu o curvă, cu o femeie ușoară, cu o femeie care atrage atenția asupra trupului ei. Și ni se spune, ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Vedeți? Prima întâlnire, îmbrățișare și sărutare. Dar aici, în contextul de față, ni se spune clar că această persoană era o femeie cu o înclinație spre curvie. Tu ești acela. Sau tu ești aceea, dacă așa te comporți. Aceasta arată că este o problemă cu inima ta. Păzește-te. Dacă ai făcut lucrul acesta, dacă faci lucrul acesta, păzește-te, este spre binele tău. Aceste lucruri sunt lăsate de Dumnezeu, sunt darul lui Dumnezeu, dar da, în contextul căsniciei, dacă vrei cu adevărat să ai o căsnicie binecuvântată, nu poți să culegi, de exemplu, căpșunii încă atunci când sunt încă necopți. Poate să aibă ceva dulceață? Poate să aibă. Dar după ce l-ai cules și l-ai mâncat, când vine vremea căpșunilor, când trebuie să-i culegi cu adevărat, nu o să mai ai căpșuni. Nu o să poți să te mai bucuri de căpșuni pentru că nu o să mai fie. Și nu o să știi ce înseamnă cu adevărat dulceața adevărată care se găsește în căpșuni. La fel se întâmplă și în cazul acesta. Este evident că argumente pot fi aduse multe. Putem să filozofăm mult pe această temă. Dar ideea este că Scriptura ne îndeamnă clar. Aceste lucruri se găsesc în contextul căsniciei, unde un om, un bărbat și o femeie sunt căsătoriți. Și da, Dumnezeu binecuvintează aceste două persoane ca să se poată bucura de această căsnicie. Este de la Dumnezeu lucrul acesta. Nu treziți dragostea, nu stârniți. Aveți foarte multe lucruri pe care trebuie să le cercetați înainte ca să ajungeți acolo. Sper să vă fi fost de vreun folos vreunea dintre dumneavoastră care fie încă n-ați intrat într-o relație, fie că sunteți deja într-o relație și ați făcut lucrul acesta, nu vă condamn pentru lucrul acesta, ci doar vă spun că este spre slava lui Dumnezeu să faceți lucrul acesta, să vă păstrați curați. Poate cineva să ia foc în sân, fără să se ardă? Nu poate. Fiți binecuvântați!